Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Adrian Răspopa, cetățean de onoare al Oneștiului. Acuaparcul din Bacău trebuie să funcționeze toată vara. Înșelăciune de 50.000 de euro. Adrian Răspopa, cunoscutul pilot de raliuri, a primit post-mortem titlul de cetățean de onoare al municipiului Onești. Și asta în semn de apreciere și recunoaștere a regretatului pilot. Evenimentul a avut loc luni 13 martie de la ora 17, în sala de spectacole a Cinema Capitol. Bine, ne revedem la acest moment frumos. Să-l imaginăm pe cel care a fost printre noi, care mai este Adrian, adică al nostru. Spunem noi că Dumnezeu ne dă uitare. Acest dar mare pe care Dumnezeu ne-l face nouă. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-am uitat? Cu toate greutățile, cu toate bolile noastre, cu toate durerile noastre, ne-ar strivi dacă n-ar fi uitarea. Dar se vede că în această seară, dumneavoastră, nu l-ați uitat pe Adi. Este frumos ca să-l mențineți viu în inimile dumneavoastră și în mintea dumneavoastră. Îl cunosc pe Adi de mic. De la școala generală. Eram profesor de religie și așa știam eu. Copilul inteligent, copilul care era mereu pus pe poante, copilul care era ironic câteodată, copilul care te făcea să nu-l urăști niciodată. De aceea a și fost alături de noi și de copiii noștri, alături de dumneavoastră toți. Mă gândeam că eram plecat undeva odată de acasă și se întâlneau cu prietenii acasă la noi. Și Adi îmi fură reverenda din cui, se îmbracă cu ea, își pune fesul în cap și ies afară să facă slujbă. Vă dați seama, ce frumos, ce gest măreț pentru el ca să poată să aibă curajul să poarte reverenda mea. Îmi furase mașina de motace 1300, mai veche, mi-o furase din fața casei. Așa era el. Nici nu puteai să te superi pe el, pentru că era un om atât de deschis, atât de bun, nonșalant, un om care îți aducea bucurie, un om care strângea pe toți prietenii săi în jurul lui. Îmi spunea mama că de fiecare dată, la Crăciun, la Paști, de sărbătorile mari, Adi aducea pe toți prietenii săi la masă, să se bucure împreună cu ei. De aceea, vă mărturisesc că este bine să ne gândim mai mult la El. Vede, Doamne, Doamne din cer, că ne-am adunat aici în numele Lui. Doamne, Doamne, la ziua judecății, va ști să prețuiască faptele frumoase și bune pe care Adi le-a făcut în viața aceasta. Să știți că faptele noastre trec și dincolo de mormânt. De aceea nu pot să vă spun decât să vă rugați pentru sufletul lui și să fiți alături de el și de familia lui până la sfârșit. Dumnezeu să vă ajute! Iată-ne din nou adunați într-o frumoasă, suntem într-o frumoasă adunare să pomenim Adi. Eu sunt foarte emoționat, ca de obicei, când mă gândesc la el și aș începe cu puțină istorie. 17 iulie 2004. A fost o zi foarte frumoasă. Ziua în care, împreună cu Doina, alături de părinți, ne-am dus în fața... i-am condus pe Adi și pe Luiza în fața
preotului Pașcu și atunci ei s-au coronat. De fapt, era o zi care încununa o perioadă foarte frumoasă, perioada numită de noi Raffo Racing Team sau Raffo Racing Dream, cum îi spuneam noi atunci. Să formați o echipă puternică de neînvins atunci, nici nu știu câte titluri de campion s-au câștigat atunci, Titi Aur, Dan Cârtofan, George Grigorescu, toți și Cătălin Cismaru și alții, Gunter Günter Greff, toți sub bagheta lui Bela Stoica, care e aici. Adi a fost discipolul acestora, dar de fapt el a fost întemeitorul acestei echipe. Îndeaproape susținut de Luiza. Au fost momente frumoase în Onești, momente de mare bucurie. Aș putea spune când veneau de la competiție, erau primiți ca niște gladiatori sărbătoriți. De ce suntem aici? Sunteți o comemorăm pe Adi? Da. Este cetățean de onoare. Este un om pe care îl vom pomeni. Un apropiat al meu, pe care l-am respectat foarte mult, a spus că, măi Tudore, cea mai mare pedeapsă pentru un om este uitarea sau să fie uitat de cei de aproape. Acesta era domnul Anastasiu. Iată că astăzi și cred că și de aici încolo mult timp noi vom arăta că nu l-am uitat pe Adi. Nu l-am uitat ca om, nu l-am uitat ca un copil care a crescut sub ochii noștri până dincolo de noi. De fapt, suntem aici pentru a arăta că curajul nu a devenit un cuvânt, un atribut desuet în limba română. Adi a fost un purtător pur sângea curajului, curaj dus până la jertfă. A fost o pildă pentru toți cei care ar trebui sau trebuie sau vor trebui să-și încerce limitele. Fiecare putem mai mult și trebuie să știm unde ne sunt limitele. Și pentru asta avem nevoie de eroi. Am să vă citesc o parte din Laudatio. Este necesar când se acordă titlul de cetățean de onoare, conform procedurii, să fie scris un Laudatio, pe care am avut onoarea să scriu eu. Și am să vă citesc în câteva spicuie din ea. În urmă cu 2700 de ani, grecii antici au deschis cartea Olimpiadei, a competiției absolute, din dorința de a trimite acolo sus, în Olimpul zeilor, pe cei mai buni dintre ei, învingătorii olimpici. Aceștia primeau tropeul suprem, cununa de măslin. Numele le era menționat în locurile publice, iar cetatea lor de origine ridica statui și ode glorioase. Tot atunci, în zorii civilizației umane, filozoful grec Tucidide, discipol al lui Herodot, a definit natura umană ca fiind rezultanta a trei forțe inerente: Phobos, Kerdos și Doxa. Filozofii moderni, urmați de psihologi, sociologi, de oameni politici a timpurilor de azi, le-au recunoscut pe aceste trei însușiri, aceste trei forțe și le-au adoptat în tocmai ca elemente definitorii ale societății și naturii umane. Phobos înseamnă frică, cu antonimele curaj și neînfricare. Kerdos înseamnă interes, antonime altruism și generozitate. Iar doxa, în limba greacă, înseamnă onoare. Din totdeauna, noi oamenii obișnuiți am aspirat către zei, iar pentru a ajunge acolo am ales să pășim alături de cei mai curajoși dintre noi, alături de olimpici.
Ei au fost aleșii care au intrat în arenă îndemnați de noi să-și arate curajul, voința și talentul, să se sacrifice pentru a câștiga competiția în numele nostru și mai ales în numele cetății noastre. Oricât de diferiți am fi, un lucru ne leagă. Dorința de a avea idoli pe care să-i urmărim cu gândul, cu privirea, cu sufletul, pe care să-i susținem și de care să ne bucurăm când câștigă în numele nostru. Adrian a fost un luptător pur sânge. A fost un olimpic desăvârșit. Iubea competiția adevărată, cea de acolo, din arenă. Acolo unde se duce lupta adevărată. A trăit acolo sus, în aerul rarefiat al performanței înalte, inaccesibil celor mai mulți dintre noi. Phobos. În toate faptele sale, Adrian s-a arătat a fi neînfricat. Avea un curaj fără limite, dus până la sacrificiu suprem. Kerdos. Adrian își iubea cetatea de care nu s-a îndepărtat niciodată. Interesul lui a fost acela de a o face cunoscută întregii țări și cu generozitate și altruism s-a dedicat acestui scop. Doxa. În toate acțiunile sale, desfășurate în spiritul olimpic, Adrian a promovat onoarea și fair play-ul. A fost un model care i-a inspirat pe cei din jur și i-a îndemnat să-și încerce limitele, să le depășească cu curaj și tenacitate. Vă mulțumesc! Reamintim telespectatorilor noștri faptul că Adrian Răspop a fost multiplu campion național la grupa A în campionatul național de raliuri. A trecut în rândul celor drepți în 2021, în timp ce participa la raliul Iașului. Aquaparcul trebuie să funcționeze toată vara, este de părere viceprimarul municipiului Bacău, Liviu Miroșanu. Total nepermisă lâncezeala în care s-a complăcut fostul primar Cosmin Necula, actualul director al SSPM, care ne ține încă o vară fără aquaparcul de la insula de Agrement. Proiect liberal, banii europeni, fonduri nerambursabile, toate pierdute duse pe apa sâmbetei de nepricepere a celui care nici astăzi nu se dă dus de la SSPM. Recepția la aquaparc ar urma să aibă loc undeva în luna mai-iunie, după care, așa cum anunța actualul primar Lucian Stanciu Viziteu, ar urma procedura pentru concesionarea acestui obiectiv către un operator privat, ceea ce ar face ca aquaparcul să funcționeze doar o săptămână din acest an. Avem un alt obiectiv oarecum similar, bazinul de not, care, din lipsă de personal, este închis duminica, iar sâmbăta funcționează doar până la ora 15, exact în zilele în care oamenii activi au mai mult timp la dispoziție și ar putea merge pentru recreere și sport la bazinul de not. În concluzie, voi propune demararea procedurilor de urgență pentru suplimentarea schemei de personal la bazinul de not, personal care, pe timpul verii, va putea să deservească și aquaparcul de la insula de Agrement. Procedurile de angajare a personalului se pot derula în paralel cu finalizarea tuturor lucrărilor și recepției, astfel încât în luna iunie, când sperăm ca totul să fie finalizat, să-l putem da și în funcțiune. Sper ca primarul Viziteu și Consiliul Local să înțeleagă că aceasta este varianta cea mai convenabilă care ar permite deschiderea aquaparcului în această vară, iar sumele rezultate din încasări s-ar putea constitui în venituri la bugetul local și nu ar mai ajunge în conturile unui operator privat, a transmis Liviu Miroșanu, viceprimarul municipiului Bacău. A ajuns acasă tânărul dispărut în mod misterios. Familia l-a căutat peste un an de zile. Inițial, acesta a plecat la muncă în Marea Britanie, dar la un moment dat a dispărut fără urmă. Oamenii legii au transmis că Eduard Sebastian Scurtu a pierdut legătura cu familia din luna decembrie 2021 și figurează ca persoană dispărută din luna mai. Din fericire, acesta a ajuns acasă, teafăr și nevătămat. Înșelăciune de 5.000 de euro. Mai multe percheziții au fost realizate marți dimineață, 14 martie, într-un dosar de înșelăciune. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Bacău, au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară în județele Bacău-Botoșani la persoane bănuite de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, falsificare și instrumente oficiale și folosirea instrumentelor false. Polițiștii Serviciului de Investigație a Criminalității Economice, cu sprijinul celor din Botoșani, împreună cu criminaliști, au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară, 7 în județul Bacău și 2 în județul Botoșani, în urma unui dosar penal având ca obiect săvârșirea a 68 de infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, falsificare de instrumente oficiale și folosirea instrumentelor false. În anul 2022, mai multe persoane, pretinzând că sunt reprezentanți unor societăți comerciale,
ar fi încheiat în fals 52 de contracte de prestări servicii la distanță în numele unor persoane juridice cu un operator de telefonie mobilă, în complicitate cu angajații acestuia și cu un consilier juridic, în scopul obținerii unor dispozitive și echipamente de telefonie mobilă. Prejudiciul pentru săvârșirea infracțiunilor este de aproximativ 50.000 de euro. Perchezițiile au fost efectuate în baza mandatelor emise de către judecătoria Bacău în cadrul dosarului penal aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Bacău și au vizat descoperirea și ridicarea mijloacelor materiale de probă care interesează cauza, cum ar fi înscrisuri, echipamente informatice, mijloace de stocare electronice, evidențe extracontabile și bani. Totodată au fost puse în executare 9 mandate de aducere, 9 persoane fiind conduse la sediul poliției pentru audieri. Cercetările sunt continuate pentru tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în activitatea infracțională. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. La acțiune au participat jandarmi din cadrul grupării de jandarmi mobile Bacău. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție. A ajuns la spital după ce a fost bătut de doi tineri. Este cazul unui bărbat de 51 de ani din Sânduleni, care, în urma bătăii primite, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Doi tineri bănuiți de polițiști de săvârșire infracțiunilor de loviri sau alte violențe și de tulburarea ordinii și liniștii publice au fost reținuți pentru 24 de ore. Bănuiții au fost introduși în arestul IPJ Bacău. Polițiștii din cadrul postului de poliție Sânduleni au fost sesizați de faptul că pe raza comunei ar fi avut loc o altercație între trei persoane. Din cercetări a rezultat că pe 10 martie doi tineri, unul de 19 ani din comuna Bereștea-Zău și altul de 25 de ani din comuna Sânduleni, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi provocat un conflict în urma căruia ar fi agresat un bărbat de 51 de ani care a necesitat îngrijiri medicale. Cei doi tineri au fost depistați și conduși la sediul unității de poliție în vederea cercetării în urma probatorului administrat. S-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore. Bănuiții au fost introduși în arestul IPJ, se arată în comunicatul transmis de IPJ Bac. Șoferul ucrainean a fost arestat 30 de zile. Este vorba de conducătorul auto care, oprit de polițiști, a refuzat să comunice și s-a închis în cabina camionului. Polițiștii serviciului rutier Bacău au luat măsura reținerii bărbatului de 41 de ani bănuit de comiterea infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Ulterior a fost arestat preventiv. Polițiștii din cadrul serviciului rutier Bacău au probat activitatea infracțională a bărbatului de 41 de ani bănuit de comiterea infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. În urma probatorului administrat, acesta a fost reținut și ulterior prezentat instanței care a dispus măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Pe 11 martie, în jurul orei 19:30, în cadrul activităților de monitorizare a traficului rutier pe DN2 E85, polițiștii biroului rutier Bacău au depistat în localitatea Cleja un camion care se deplasa pe direcția Adjud Bacău. La oprirea autovehicului, ca urmare a solicitării echipajului de poliție, șoferul s-a încuiat în camion și a refuzat orice comunicare cu polițiștii. Situația se impune a fi clarificată, fapt pentru care polițiștii au deschis portiera autovehicului prin geamul lateral, iar ulterior s-a procedat la imobilizarea și stabilirea identității conducătorului auto, respectiv a unui bărbat de 41 de ani din Ucraina. Bărbatul a fost testat alcoolscopic, rezultându-o alcoolemie de 1,35 mg per litru alcool pur în aerul expirat. A fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Prin intervenția polițiștilor rutier s-a evitat un eveniment rutier care ar fi putut avea consecințe grave, având în vedere întunericul și luarea în considerare faptului că cisterna era încărcată cu combustibil.
Veste bună pentru Băcăuan. Cei care au locuit în zonele afectate de poluare vor putea beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani, fără a fi penalizați. Proiectul de lege a fost inițiat de Cătălin Aciof, deputat PNL de Bacău, alături de colegii săi, printre care îi amintim pe deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. A fost votat proiectul de lege pe care l-am inițiat alături de colegii mei cu privire la modificarea legii numărul 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluare remanentă din cauza extracției, preparării, arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției, preparării minereurilor de uraniu, a extracției, prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf, cu emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arsenic, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu, ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri de pulberi metalice și sau de cox metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, țițeiului parafinos și neparafinos, distilarea țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiilor respectiv în localitățile Baia Mare, Călăraș, Copșa Mică, Drobeta, Turnul Severin, Slatina, Târgu Mureș, Târnăveni, Turnul Măgurele, precum și localitățile Abrud, Avramiancu, Baia de Arieș, Bistra, Lupșa, Ocoliș, Roșia Montană, Sălceaua și Zladna din județul Alba, Brăila din județul Bihor, Bacău, Onești și Comănești din județul Bacău, Maieru, Rodna și Șanț din județul Bistrița-Năsăud, Crisbav, Făgăraș, Feldioara, Hălchiu, Satnou și Victoria din județul Brașov, Brăila, Tichilești, Chișcan din județul Brăila, Anina, Armeniș, Ciudadnovița, Moldova Nouă, Oțelul Roșu, Reșița din județul Caraș-Severin, Aghireșu, Câmpia Turzii, Căpușu Mare, Dej, Iara și Turda din județul Cluj, Năvodar din județul Constanța, Baraolt din județul Covazna, Târgoviște și Titu din județul Dâmbovița, Ișalnița din județul Dolj, Galați din județul Galați, Giurgiu din județul Giurgiu, Brănești, Bălteni, Buschin, Călnic, Dragotești, Fărcășești, Ionești, Mătăsari, Motru, Negomir, Plopșoru, Frigoria, Roșia de Amaradia, Rovinar, Turburea, Turceni și Urdar din județul Gorj, Bălan, Borsec, Corbu, Jolotca, Sân Dominic și Tulgheș din județul Harghita, Aninoasa, Baia de Criș, Brăița, Brad, Calm, Certejul de Sus, Crișcior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petrila, Petroșani, Răchitova, Șoimuș, Teliucu Inferior, Urican, Vața de Jos, Vețel, Vulcan din județul Hunedoara, Ciulnița și Slobozia din județul Ialomița, Borșa din județul Maramureș, Grintieș și Săvinești din județul Neamț, Braj și Ploiești din județul Prahova, Broșteni, Crucea, Iacobeni, Ostra, Stulpican și Vatra Dorne din județul Suceava, Fardea, Marginea, Nădrag și Tomești din județul Timiș, Mina, Almin, Tepe și Tulcea din județul Tulcea, Berbești și Râmnicu Vâlcea din județul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul localității în care se află situl contaminat, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizarea prevăzută la liniatul 4. Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 6 martie 2023 cu respectarea prevederilor articolului 76 aliniatul 1 din Constituția României Republicată. Urmează să intre pe circuitul Camerei Deputaților, unde sper să avem aceeași deschidere din partea majorității parlamentare. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 16 martie, cerul va fi parțial înnorat. Sunt posibile să apară dimineață averse de ploaie. Mercurul în termometre urcă până la valori de 6 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 1 grad Celsius. Vineri 17 martie, cerul va fi senin, mercurul în termometre ajunge până la valori de 9 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 0 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.